Bun găsit la o nouă emisiune Curaj Feminin. Astăzi vom vorbi despre lectură, despre cărți și cine ar fi putut fi mai potrivit decât doamna Miara Pop. Vă spun bine ați venit pe canapeaua noastră și la noi în studio. Bine v-am găsit. E o mare bucurie să povestești despre oameni și cărți. Da, dumneavoastră, foarte mulți dintre telespectatorii noștri vă cunosc ca o iubitoare a cărților. Dar eu aș vrea să-mi spuneți, în primul rând, așa o mică prezentare, de unde sunteți dumneavoastră. Că poate pentru telespectatorii noștri acest aspect nu este cunoscut. Adică unde m-am născut? Exact. O, mie îmi plac poveștile. E o poveste întreagă și cu, cu nașterii. M-am născut la Calafat, în județul Dolj. Mama este olteancă, era, Dumnezeu să ierte pe toți, era olteancă și tata maramureșan și pentru că lucra în armată, au plecat prin țară și așa am ajuns în Maramureș. Practic m-am născut în Oltenia, dar sunt produsul zonei de nord. Școala am făcut-o până în clasa 12-a în Baia Mare. Acolo, deci m-am format, acolo tocmai. Fiind născută la 7 luni, eu la 2 luni eram deja în Maramureș, așa că nu știu, în afară de buletin, dacă Oltenia mai stă, Doljul mai stă pe listă. Ei, dacă și... jumatea dumneavoastră de oltean, că așa și-a făcut ulterior apariția, adică nu, s-a manifestat într-un fel? Nu, sunt un om liniștit și ponderat și echilibrat, zic eu. Nu, n-am simțit decât poate dorul pentru mama mea, dar în rest nu. De unde ați obținut această dragoste? Adică s-a manifestat această dragoste de carte din copilărie, de la primele cursuri de școală sau de la din școală elementară sau? Da, am crescut într-o casă în care nu exista, în afară de Biblie, altă carte, din varii motive și am pretenția că am construit biblioteca familiei așa, carte cu carte. Nu când știu de ce, mi-au plăcut cărțile. Vă aduceți aminte când a fost prima dată când ați citit o carte sau când ați luat o carte în mână? Da. Am pus mâna, știam deja să citesc, am mai spus-o într-o emisiune asta. E bine să reamintim. E bine să ne aducem aminte. Știam să citesc, nu aveam acasă cărți, nu aveam nici noțiunea de bibliotecă, știam de școală, dar biblioteca încă cred că nu era în mintea mea. Și una din fetițele cu care eram în clasă a adus poveștile fraților Grimm. Da. Ei, aia a fost prima carte pe care am citit-o și nu m-am putut desprinde de ea. Mai mult decât atât, n-am mai dat-o o vreme, nu din dorința de a o fura, ci pur și simplu n-am dat-o pentru că nu mă puteam despărți de ea. Adică să înțeleg că ați citit-o și ați recitit-o? Da, și o țineam lângă pernă. Deci era cartea de pe noptieră, să spunem, sau... Da, nu aveam noptiere, dar acolo era cu mine, într-un final am dat-o pentru că era cartea de la bibliotecă, dar chiar am iubit-o. Cred că foarte mulți dintre telespectatorii noștri au citit în copilărie această carte. Poveștile fraților Grimm, da. Apreciez și astăzi povestea la o carte. Nu mă refer la cele științifice, ci în general tot ce facem noi este o poveste, până uite și întâlnirea noastră, și atunci apreciez extraordinar de mult la o carte povestea ei, povestea pe care ne-o spune. Sigur, adăugat la felul în care spui povestea, îmi plac cărțile care nu se complică inutil, ca și filmele, de pildă, tot așa. Îmi plac lucrurile simple. Vreți și cu poveste. Vreți să spuneți că în spatele fiecărei cărți stă o poveste? Cu siguranță, sau mai multe. Și măestria autorului, pentru că, sigur, cărțile nu le-am scris noi două, s-au scris de-a lungul evoluției omenirii, toate cărțile au în ele povești pe care doar autorul le diferențiază. Așa se le diferenție, mai scrisă de cutare, de cutare.
decutare și ei scriu în feluri diferite și cu cât oamenii ăștia care scriu sunt mai mari, cu atâta scriu mai simplu și mai frumos și mai pe înțeles. Nu vreau să credeți că nu apreciez paginile de filozofie pe care le găsim la Dostoievski sau nu știu, orice autor, adâncimile la care ei coboară sau înălțimile în care urcă cu gândirea, dar de bază rămâne povestea. Nici, știți, am ajuns la o vârstă la care poate nu e atât de frumos ce spun, dar ochii mei nu mai rezistă să citesc așa la infinit și atunci am ajuns la vârsta la care selectez și dacă nu-mi place povestea sau nu-mi place cum e scrisă, nu mai citesc cartea. Iau act că ea există, pot să spun două vorbe, dar nu citesc așa de la prima literă la ultima. De unde vă dați seama de poveste? Adică trebuie să vă atragă din primele file ale cărții? Sigur că da. Întâi stilul cu care începe autorul. Cu siguranță ați observat că sunt cărți care, la care ajungi la jumătatea volumului și nu prea știi despre ce-i vorba încă, trenează așa într-un mai multe secvențe, dar sunt cărțile frumoase pe care eu le apreciez, sunt cărțile care știu să te introducă în atmosferă de cum deschizi paginile. Deci acelea le simțiți dumneavoastră, da, mai aproape de sufletul dumneavoastră. Eu nu zic că sunt reguli generale, m-ați întrebat cum le citesc eu. E, așa simt. Dacă nu simt, cartea nu mai citesc. Sau o frunzăresc ca să iau act că ea există și să ai așa o cultură generală care să-ți permită să vorbești despre o carte sau alta, un autor sau altul, dar nu citesc chiar tot, să nu vă imaginați că citesc chiar tot. Mai ales că dumneavoastră prezentați o emisiune despre cărți, clar că eu sunt convinsă că dumneavoastră pe toate le știți. Pe cele care le prezint, le știu și le citesc. Foarte rar am prezentat cărți pe care n-am reușit întru totul, nu neapărat să le înțeleg, să pătrund unele aspecte, dar niciodată n-o să prezint o carte pe care n-am citit-o. Altfel nu cred că poți transmite. Exact. În moment ce nu ai parcurs toate paginile, da, nu ai cum să transmiți exact esența. Și acolo selectez fragmente din carte care l-ar interesa, l-ar atrage pe cititor. Altfel, Doamne, trăim zilnic romane întregi. Adică bineînțeles, de viață, putem spune, faceți o reclamă cărților respective, într-un fel. Da, poate că nu e frumos cuvântul reclamă apropo de carte, tuturor, dar e pe înțelesul tuturor. Așa este, o promovare a cărții, a lecturii. Nu se poate trăi fără carte, zic eu. Se poate trăi, dar poate mai îngust, nu știu dacă ăsta e cuvântul bun. Da, probabil există și alte bucurii în afară de carte, și mie îmi plac și filmele și muzica, dar n-aș putea trăi fără carte. Dorm cu ele în pat, nu există perioadă în care să nu am două, trei cărți, pentru că eu mă pot decide și atunci le pun în partea cealaltă a patului care e liberă și de acolo iau. Cum le selectați? Adică, dacă o să vă întreb acum, cartea de penoptieră este... Cărțile. Sunt cărțile. Deci cărțile de pe noptieră. Nu știu, după titlu, după autori, după asociațiile pe care le fac între un scriitor sau altul, după noutăți, sunt cărți de care am auzit și încă nu le-am citit, după ecranizări, e o poveste întreagă și cu ecranizările, cât reușesc ei să transmită din carte, cât este cartea mai bună, mai slabă, mai... Dar eu totdeauna am zis, sau sunt convinsă că cartea ar transmite mult mai mult decât ecranizarea. E mai densă, personajele sunt mai multe și trăirile sunt altfel. Sigur că actorii grozav de mari știu să transmită o mulțime de trăiri. Nu știu cât ești însă ca spectator de atent la nuanțele pe care ei le transmit. Ori citindu-le, le simți, le ești vezi. Acolo. Ești acolo. Da, ăsta e cuvântul.
Haideți să vedem ulterior cum ați format biblioteca, pentru că ați început de la o de singură la prima carte. Ce ați citit ulterior? Ulterior am citit cărțile copilăriei, Morcoveață, singura casă este film. Ați văzut influența. Cărțile pe care, Doamne, cum se numește cartea aceea? Singur pe lume, da. Ați văzut? Asta e televiziunea. Ei, Singur pe lume, la care am plâns grozav de mult. Sunt cărți la care am plâns în copilărie. Cei trei mușchetari, mi-aduc aminte așa, stupefiat, acum cât am putut să plâng când a murit Porthos, nu știu de ce, dintre eroi. Probabil că erați impresionată. Probabil, nu știu. Deci cărțile copilăriei le-am luat la rând și le-am citit. Deci nu doar cărțile care erau în bibliografie și care era necesar să le fi citit. Am fost un copil conștiincios și citeam ce ni se dădea, dar astea m-au marcat. Și mai târziu în liceu am conștientizat foarte tare ce fac. Și marele merit a fost a profesoarei de română. Eu cred și azi extraordinar de mult în profesorii de română, pentru că ei îți formează gustul cititului. Dincolo de orice programă, dincolo de orice gând, de bucurie, de tristețe, de orice ar simți ei, ei sunt cei care, de cărți preferate, de autori preferați, dacă sunt cu adevărat dascăli, transmit. La un moment dat puteam să știu de la ce școală vine elevul cu tare, care cere cartea cu tare. Pentru că simți mâna și gândul profesorului. Ei, vă referiți la momentul în care erați angajată în bibliotecă? Da, știam după bibliografia pe care o cereau. Ei, eu... Bineînțeles că asta după ani de experiență. Bineînțeles. Și tare mult cred în acest lucru, fiindcă ești un pic derutat, sunt atâtea cărți pe lumea asta, dincolo de bibliografie, dar nu trebuie să te depărtezi foarte tare de bibliografie, să fii în spiritul ei. Considerați că bibliografia este stâlpul pe care noi ar fi trebuit ulterior să ne bazăm într-un fel? Cu siguranță. Și nu în felul acela de studii lingvistice, filologice, Dumnezeu știe de care, ci în felul de a te comporta, în felul în care vorbești, în maniera de a comunica cu ceilalți, în tot ce faci. Nu există. Toate astea le înveți. Le înveți citind, le înveți povestind despre. Foarte multe obiceiuri de ale noastre pot veni din carte. Așa cum multe vin de la televizor, multe vin de la radio, asta este mass media, formează. Ei, cartea te învață să fii curajos, suntem la emisiune despre curaj, te învață să te comporți, încă o dată, să comunici cu ceilalți. Considerați că pe dumneavoastră v-a ajutat foarte mult cititul și studiatul cărților, să spunem? Cred că da. V-a format ca om? Cu siguranță. Știu că chiar în clasele mici și apoi mai mari, în facultate, după, era o reținere față de compunere, față de compunerea în adevăratul ei sens al cuvântului, față de analiză la prima vedere a unui text, față de improvizații. Teste impuse. Da. Și mie îmi plăceau. Și acum mi-ar plăcea să primesc o poezie pe care să o analizez. Deci ai și date naturale până la urmă. Trebuie să ai un pic de talent, de har, de luați-o exact în limitele normale. Nu sunt eu geniu sau colegii mei care lucrează cu cartea. Dar trebuie să ai ceva special ca să poți lucra cu cartea. Și pentru că ați vorbit de compunere,
la școală erați premiată pentru... Da. Aveau niște compuneri mai deosebite decât restul? Da, am fost la olimpiade, la... Da, era... Adică s-a manifestat acest dar pe care dumneavoastră l-ați dezvoltat ulterior. Așa este. Am fost un copil bun. Și nu neapărat, eu cred că am înțeles, până la urmă este de remarcat că acest har pe care dumneavoastră l-ați avut, l-ați continuat ulterior, l-ați pus în aplicare. Cred că părinții și școala trebuie să simtă cam unde ai, cu ce ai afinități ca elev. Nu toți suntem matematicieni, nu toți suntem pe linia aceea științifică. Eu am terminat matematică fizică, de pildă, dar în liceu... Cum ați ajuns? Da, pentru că eram un copil bun la toate și exista atunci ideea că cu științele exacte poți să faci ceva în viață, nu cu filologie, nu cu umanism. Deci reușita dumneavoastră în viață se baza pe științele exacte. Să știți că se simte uneori formația de acolo, adică nu sunt chiar pierdut în romantisme, nici măcar lingvistice, am o bază cum să zic, de seriozitate și... De a fi cu picioarele pe pământ. De a fi cu picioare în sensul ăsta. Și de a construi logic, nu știu, ceea ce am de spus. Când le-am, când nu, oameni suntem. Mi s-a întâmplat să nu-mi găsesc cuvântul sau să fiu luată prin surprindere și asta mi s-a întâmplat în primii ani și ca profesor și mai târziu, dar te repliezi. Și pe urmă, cum ați ajuns să fiți profesor? Toată viața mi-am dorit. Toată viața mi-am dorit. Adică de când ați fost mică, să spunem. Da, învățător, profesor. Am predat câțiva ani. Neșansa mea a fost că era povestea, iar mă întorc la poveste cu posturile și nu am putut să ajung la oraș și atunci am mers la bibliotecă, lucru pe care nu l-am regretat niciodată. Am avut și mai am încă nostalgia profesoratului. Cred că aș fi fost un profesor bun și convingător, fiindcă asta îi trebuie neapărat unui profesor, răbdător, dar n-am avut șansa asta. Cred că a fost bine și cu cărțile. Acesta probabil că a fost drumul dumneavoastră. Cred că da. Te poți opune unui drum dinainte stabilit? Eu cred că nu. Vrem noi să părem alegem. Curajoși, da. Așa este. Dar până la urmă, probabil că drumul nostru este stabilit dinainte. Cred că da. Cred adică că dumneavoastră acum, având experiență, puteți să spuneți acest lucru? Sau ce ați mai, din ce ați văzut și din experiența dumneavoastră? Eu pot să spun, dar nu sunt sigură că e adevărat. Unele lucruri ești forțat să le faci, unele nu, unele într-adevăr par impuse așa de o mână, dar cred că avem un drum. Cred. Cum ați ajuns la Alba Iulia? Prin căsătorie. Punct. Punct? Și atât? Prin căsătorie, da. Iar fetele mele, amândouă sunt albaiuliene, sunt născute aici, așa că și sunt din 76 aici, 1976, acum nu mai merge să zici doar 76, pentru că am trecut, am schimbat anii. Din 1976 e mult, așa că și eu aș putea zice la revedere Maramureș, la revedere Oltenia. Cum s-a părut primele zile sau luni din... șederea dumneavoastră, da, aici. Alba Iulia era un orășel. Veneam din Timișoara, fiindcă acolo am făcut facultatea, care era un oraș foarte mare, frumos, și astăzi este la fel, cu parcuri imense, cu studenți mulți, cu... veneam din Baia Mare, care se reclădise, era un oraș muncitoresc, dar plin de blocuri și de o lume în mișcare. Aici era o lume liniștită, am văzut foarte multe case, se respectau toate obiceiurile, deci era un oraș așezat, cu minte. Ei, a început să se dezvolte ușor, ușor.
V-ați acomodat repede. Care a fost impactul asupra dumneavoastră? Nu m-am acomodat foarte repede pentru că mi-a fost greu la început. Făceam naveta la Roșia Montană, unde am găsit o altă lume acolo și aveam copil mic și socri și soț. Erați împărțit într-un da, fel. E perioada aceea de început. Eu n-am criticat niciodată tinerii când sunt la început și par derutați și cu siguranță le e greu. Nu trebuie criticați, își găsesc drumul, care nu și-l găsesc, nu și-l găsesc, nu ai ce să le faci, dar e greu, începuturile sunt grele. Și când am mers la bibliotecă, nu mi-a fost ușor la început, pentru că veneam dintr-un domeniu și intram în altul. Un domeniu nu care era cunoscut pentru dumneavoastră. Cunoscut din în privința cititorului, din unghiul de cititorului, dar există și acolo legi, reguli, aspecte pe care nu le cunoșteați. Da, da, profesionale pe care nu le știam decât ca simplu cititor. Dar o să vă spun cât de copleșitoare este prima imagine a bibliotecii cu cărțile ei. Erau niște săli mai mici în față și în spate erau depozitele. Ei, nu mi-am putut, nu intrasem niciodată în măruntaiele unei bucătărie, biblioteci. Da, cum se da spune. Bucătăria, să zicem, că era totuși în fața, acolo era o administrația și în depozite erau și sunt și astăzi rafturi întregi, rafturi până în tavan, pline, tixite cu cărți. Este o nebunie. Cum vi s-a părut acea imagine? Copleșitoare. De vreme ce o țin minte și acum. Nu știam de unde și unde intră doamnele cu care lucram de câteva zile, până când mi-am luat și eu inima dinți și m-am dus în depozit. Am deci văzut erați ca într-un castel în care ați descoperit anumite. Vai, da, da, dar dincolo tot vorbim de poveste. Și acum am emoții. Da. Da. Ei, este copleșitoare imaginea și dacă îți pui mintea, puneți sau nu ghilimele, nici nu reziști. Deci îți trebuie acolo selecție. Ce citești mai întâi? Că nu citești toată ziua nici acolo. Da, pentru că foarte mulți dintre telespectatori poate se gândesc în momentul în care spui că ești bibliotecar, nu. Citește tot felul, adică are, sunt la îndemână. Da, poți să citești, dar nu știu cât poți să citești la servici. Nu pentru că este un servici. Păi s-a accelerat foarte tare viața și da, cine este împătimit, citește. Nici n-ai putea, pentru că dacă nu ții pasul cu ceea ce se întâmplă în lume, în lumea cărții și în lumea lume, Doamne, nu poți, ești rămas pe din afară. Dar erați așa împătimită în momentul în care luați o carte să citiți, să nu lăsați din mână până nu terminați? Da, câteodată da. Dezastru era când cartea era foarte mare, de sute de pagini și deja aveam doi copii mici acasă și toată gospodăria, oricum o femeie are foarte mult de lucru în orice perioadă a vieții și citeam după ce culcam fetele și se liniștea toată casa și regretam enorm că timpul trece și că nu pot înainta, dar mi s-a întâmplat să nu pot lăsa, aveam și ochii mai buni pe atunci, să nu poți lăsa din mână o carte. Este aprecierea supremă dată unei cărți și autorului ei și subiectului ei și tot ce vrei, în momentul în care nu te desprinzi de ea. Este ca un dar, să spunem, nu? Sau... Da, un respect da, pentru cartea da, respectivă și pentru autor. Cel mai, este Oscarul. Oscarul dat cărții și autorului. Mai citesc tinerii astăzi? E o întrebare care îmi displace, pentru că nu sunteți singura care întreabă asta. Da, citesc. Și nu ca să vă contrazic eu sau pe alții care spun că nu citesc,
Da, pentru că citesc. Așa se mediatizează sau se așa spune că se spune. Tinerii nu mai citesc. Nu. Pentru în detrimentul televiziunii sau altor metode de e informare. E timp pentru toate cele. Cine vrea să citească, citește. Se spune mereu, înainte de 90, să zic, nu aveam mass media, nu aveam televizor, nu aveam nu știu ce și citeam mai mult. Așa este. Dar și atunci citea cine iubea cititul și cărțile. Așa și acum. Într-adevăr, informația este foarte diversificată, dar cine iubește cartea, o iubește. Unii vin și citesc pentru că așa trebuie și pentru sunt conștiincioși. Este impus. Tocmai și aici vorbeam de rolul dascălului, dar unii chiar iubesc cartea și sunt la curent cu ce se scrie. Că n-or fi așa de mulți, e firesc, dar se scrie și se scrie mult mai mult, se scrie mult mai mult și mai diversificat și oamenii aleg, dar sunt încă cititori. Mai ales că dumneavoastră puteți și sunteți în măsură să spuneți acest lucru. Oh, da, da, că poate nu erau cifrele alea atât de mari, de mii și mii de cititori, dar erau cititori care veneau împătimiți, de la foarte mici până la cei mari. Erau cititori pe care știați, da. Din momentul în care intrau pe ușă, deja vă puneați întrebarea, oare astăzi ce alege, sau știați exact cam despre ce? În general știi, te uiți la om, nu neapărat la aspectul fizic, ci la felul în care întreabă, felul în care caută. Aveam și cititori de tipul o carte verde pe care scrie nu știu ce, așa, și nu știau autorul. Dar, în general, omul care intră într-o bibliotecă știe ce vrea. Și ce nu știe, îi spui tu. Adică, vi s-a întâmplat, de exemplu, să vină cineva să spună, uite, vreau să citesc, ce mă recomandați? Da, da, dar asta e foarte greu. Dacă m-ați întreba acum, poate v-aș răspunde rapid cu cărțile pe care le-am prezentat recent, dar e foarte greu să recomanzi, pentru că eu spun, recomand, nu știu dacă o să-ți placă. De ce trebuie ținut cititor? Cont? Pentru a face întâi o recomandare. Cultura fiecăruia. Altfel voi citi eu, altfel veți citi dumneavoastră, altfel va citi el, altfel va simți și va aprecia o anume carte, un anume subiect. Sigur că școala îți dă deschidere spre o lume sau alta. Și bibliografia care este tocmai, impusă, da? Tocmai. Și școala și cantitatea de carte pe care ai... școala care te-a format și cantitatea de carte pe care ai așezat-o tu în sufletelul tău. Și atunci sunt oameni derutați, sunt oameni care au auzit de o carte sau alta, sunt oameni care au văzut un film și îi interesează cartea, de toate felurile. Am spus odată mai în glumă, mai în serios, că s-ar fi putut face o expoziție cu lucrurile uitate prin cărți. Da, am se să întâmplă scriu și acest lucru. Despre așa ceva, da. De la... Eu vin nu de doar semnele de carte. Nu știu. Uite, e o idee. Nu știu. Sunt fotografii, sunt scrisori. Eu vin de pe vremea în care încă se scriau scrisori. Felicitări, însemnări, de la du-te și ia pâine până la nu știu ce. Deci, foarte interesant atitudinea omului față de carte. Asta ar fi un subiect. De cartea fizică, nu de am conținut. Înțeles. Da, da, da. Uite, un aspect pe care nu mi l-am fi imaginat. E? Vedeți că sunt dedesubturi pe care noi, telespectatorii sau cititorii, nu le știm. Da. Ce, să spunem așa, dacă aveți vreun eveniment care v-a marcat într-un fel sau pe care îl țineți minte de făcut de un cititor anume care a venit la bibliotecă, poate fi și nostim, poate fi, nu știu. Nu îmi permit să-i judec pe cei care au trecut pragul și pe cei care citesc. Sunt oameni, deci vă imaginați că de toate felurile, toate categoriile, toate atitudinile le-am trăit. Nu, o să vă spun însă că
Am întâlnit foarte multe personalități în cadrul evenimentelor noastre și că un sentiment extraordinar să știi că autorul respectiv, un anume autor, cel pe care îl știai tu numai de pe raft, că noi le aranjăm, noi le scriem în etichete, așa, îl vezi în carne și oase. Pentru care foarte... erau sentimentele? Foarte ciudat. Și primele momente erau greoaie, aproape că nu știai ce să întrebi sau ce să gândești, pentru că omul ăla se comporta foarte firesc, dar pentru tine era scriitorul cu tare. Sau actori, sau artiști plastici, cântăreți, oameni pe care îi știai de la televizor, pe care îi știai în postura lor de mari artiști și tu te simțeai foarte mic și te copleșește și sentimentul ăsta, până când te obișnuiești și îți dai seama că și ei sunt oameni ca și noi, că au talentele lor ieșite din comun, mai mult sau mai puțin, și că au tabieturile lor, au manifestările lor cu care te obișnuiești. Și acolo, că tot am dat calificative, aprecierea supremă era să-i mai chemi. Deci omul de care nu te saturi în timp ce îți povestește, în timp ce îți interpretează, în timp ce dă autografe, vorbește despre cărțile lui, că și aici o întreagă armonie a prezentării, poate că mă convingi, poate că nu mă convingi pe mine care nu știu ce ai scris. Deci și ei trebuie să știu. Unii sunt foarte vorbăreți, unii nu. Unii sunt, adică unii se manifestă doar prin, da, prin scris, da, și da, transmit cititorii. Unii vorbesc mai bine decât au scris și invers, și asta e adevărat. Ei, uimirea asta nu-ți trece, că om ești și tu, și cred că și ei, nu știu dacă ne priveau altfel, ei cred că erau mai obișnuiți, dar într-o altă viață n-aș fi putut întâlni atâția oameni de valoare. Ce satisfacții deosebite v-a oferit această meserie? Satisfacțiile se adună așa încetişor, picătură cu picătură, un cuvânt bun, o recunoaștere pe stradă, un urare de o sărbătoare sau o floare, sau faptul că unii au făcut școli mai departe și s-au întors, dar n-au uitat de unde au plecat sau n-au uitat de noi, cei care mânuiam cărțile. Unii ne-au făcut surpriza de a scrie ei înșiși cărți și atunci nu mică ne-a fost bucuria să vedem numele lor pe cărți. Alții au ajuns în Italia, în Spania, dar n-au uitat și mai vin din când în când sau ne-au mai căutat. Cu unii am mai ținut, cu unii cititori am mai ținut legătura. Astea sunt satisfacțiile. Altfel nu. Legătura asta care s-a creat între românii, știu că sună șablon, românii de pretutindeni, au făcut-o și bibliotecile prin cărțile lor și scriitorii prin cărțile lor. Așa am cunoscut români în Ucraina, în Serbia, în, mai zic, de Moldova, în toată zona asta și în toată Europa, că, Doamne, românii s-au răspândit așa peste tot. Ei, astea sunt satisfacțiile, că te sună de la Viena, unde am dus cărți, să te întrebe ce mai faci sau cum stai cu sănătatea sau... nu știu, e foarte plăcut. Alte satisfacții nu, pentru că viața trece oricum. Vi s-a întâmplat să rămâneți, să spunem așa cum a spus, constant prieteni, să spunem într-un fel, prieteni cu anumiți cititori? Da, da. În ziua de azi nu prea merge cu constanța, cu să fii constant din foarte multe motive, fie că oamenii pleacă și vin, fie că timpul nu-ți permite, fie că fiecare își găsește el... Are alte priorități? Da, prioritățile pe care el le consideră. Da, am rămas și e tare plăcut să te întâlnești pe stradă cu oameni care te privesc cu drag.
pentru că, nu știu, au și ei în sufletul lor vreo amintire, nu știu, amintirea unui gest, a unei cărți, a unui cuvânt. Cuvântul are mare rol. Eu știu că s-a spus de milioane de ori, contează extraordinar cum lucrezi cu oamenii. Și dacă mai pui și cartea la mijloc, nici nu-ți permiți să lucrezi altfel decât cu mare înțelegere. Și oamenii vin copleșiți uneori de ale lor greutăți, probleme. Vin să-și spună of-ul și uneori nu mai prididești și nu știi ce să faci ca să-ți faci munca ta sau bine altcineva, dar trebuie să-i lași să și spună. Ești ca un consilier acolo, un terapeut. Da, un consilier cultural, dacă vreți. Fiindcă o carte te poate scoate din... Nu știu dacă întotdeauna... Pentru vindecarea sufletului. Da, uite, un fel de medici, o să devenim poete dacă tot mergem pe cuvânt. Ce vă place? Dincolo de cărți, îmi plac lucrurile foarte normale, parfumurile, excursiile, călătoriile, nu excursiile, nu-mi place cuvântul excursii, călătoriile de orice fel. Și dacă merg de aici până în centrul orașului sau invers, sau mă rog, e o călătorie în care vezi oameni și locuri și atitudini și viață. Îmi plac culorile, îmi plac hainele, nu știu, toate îmi plac, florile, nu alea neapărat tăiate, pentru că s-au inventat telefoanele astea teribile, fac poze la trandafiri care dă-i nu e până în decembrie, uneori cu zăpada pe ei. Îmi plac mănăstirile, îmi plac oamenii. Adică vă bucurați de fiecare lucru care vă înconjoară. Da, eu v-am spus că nu sunt un om complicat. Adică cred că asta e viața. Nu vă închipuiți că nu sunt probleme. De toate felurile sunt problemele, dar trebuie să știi să te bucuri. Dacă nu te bucură nimic, atunci cred că e grav. Atunci trebuie să chemăm de la altă emisiune de grabă. Dar trebuie să te bucure. V-am spus, mi-au plăcut florile din spatele noastre, nu știu cât se vede în imagine. Cred că se vede sau nu, dar eu vă spun că aveți flori. Ele sunt galbene, sunt frumoase. Pentru că ați vorbit că vă plac oamenii, vă place să citiți, să spunem, tot vorbind de citit, pe expresia feței lor să... se vede. Da? V-am spus, când îl vezi pe om, știi ce să întrebi, cred că ați simțit pe pielea noastră treaba asta, în afară de puțini oameni care or fi atât de ascunși încât să nu-ți dai seama, dar se poate vedea și emoția și interesul și dezinteresul. Acolo intervine rolul tău și educația ta, să știi când să te oprești, să știi să te ferești, să știi să ocolești, să fii diplomat, nu știu, dar se vede. Vede. Sigur că noi toți există un pic de diplomație, de teatru, dar nu ăla mare, ci așa, că învățăm noi de mici copilului, dacă el tot face observație, el va ști, nu fac aia, că nu e bine. Dar nu înseamnă că nu face. Asta, da, dar știe. Sau dacă fac așa, mama se bucură când îmi face fotografie, că stau așa cu căpșorul într-o parte și e clar. Ei, toți avem în noi ceva. Ne naștem, cred că e instinctul de nativ. Apărare, da, și de a răzbate. Dar măsura. E, aici ar fi cheia, cuvântul și măsura. Haideți să vedem cum ați ajuns dumneavoastră să scrieți. Pentru că ne-ați spus și că dumneavoastră sunteți un cititor născut sau vi le-ați format, dar cum ați ajuns să scrieți? Îmi place. Am descoperit că îmi place. Sigur că am trecut de la rapoartele anuale și alte proiecte, la ceva care îmi place. Am simțit nevoia să scriu. Nu este altă explicație. În momentul în care simți că poți să scrii, scrii.
Nu te asigură nimeni că e minunat, că e ușor, că e greu, tu scrii. Eu scriu cum vorbesc. Nu știu dacă vorbesc bine, dacă scriu bine. Mi se pare că este foarte plăcut să citești ceva care nu îți face mari probleme. Prima carte am scris-o despre copilărie. Despre asta este vorba? Da, despre... Casa cu pisică la fereastră. Da. Despre ce este vorba aici? Spune. Eu doar acum am primit-o și atunci vă întreb pe dumneavoastră. M-am întors în timp și e un exercițiu pe care l-aș recomanda tuturor. Nu există să stau ai așa și să te, la ce să te gândești. Imposibil, nu există om să nu fi trăit momente asemănătoare. Mi s-a întâmplat ca multă lume să spună, dar și eu am fost la fân, și eu am fost la scăldat, și eu de la creangă, citire în jos. Și, dar fiecare le-a trăit pe pielea lui, fiecare le-a trăit în zone diferite. Eu vorbesc aici de Săpânța Maramureșului cu crucile albastre. Este un capitol pe care eu îl iubesc acolo. Apropo de noi, ne jucam în cimitir, nici nu aveam sentimentul că este ceva grav acolo. Era cimitirul. Cimitirul vesel. Vesel. Nici atunci cred că nu înțelegeam de ce. Acum, sigur că putea vorbi mult despre. Ei, cartea începe însă cu moartea tatălui. O consider și acum cea mai bună bucățică din câte am scris, că nu vă imaginați că nu am ochiul critic și față de ce scriu eu, pentru că atâtea cărți trecându-mi prin mână, nu se poate să nu văd că e grozav sau nu e grozav. O consider cea mai bună bucățică de text. E bine să te întorci în copilărie. Leitmotivul este... sau sunt, light motivele sunt niște fotografii. Aveți acasă fotografii al toată negru? Lumea, cred din că color? Ei, am luat albumul și acolo l-am văzut pe bunicul, pe bunica, până și cățelul cu care mă jucam sau frunza de nuc căzută pe jos. În... Și atunci clar că amintirile ele revin, au revenit. Ele revin. Nu pot să scrii totodată, nu... Dar pe măsură ce te adâncești, îți revin... Îți trebuie o pregătire chiprile. Anume ca să poți să scrii? Nu, să știi limba română. Nu, trebuie să simți că vrei să scrii. Aduceți-vă aminte câte scrisori... Ua, și ce compuneri făceam. Și ce compuneri făceam, ia uite, vedeți? Sau gândiți-vă la câți oameni spun așa, viața mea e un roman. Păi dacă m-aș apuca eu să-l scriu, trebuie doar să scrii. Nu minimalizez. Foarte mulți oameni am întâlnit care spun lucrul acesta. Dar cred că noi toți purtăm romanul vieții noastre. Dar de ce nu avem, să spunem, curajul să scriem, să ne cernem pe hârtie sentimentele și... Ne gândim că ne suntem judecați sau... Da, este și un sentiment de jenă. Nu, trebuie să ai un pic de înclinație. Cred că în momentul în care da, pe hârtie, te expui. Te expui, dar poate cititorul nu are de unde să știe că acelea au fost efectiv trăirile mele, ci poate fi imaginația. Bineînțeles. Nu știu, încercați. N-am un răspuns stas la asta. În momentul în care simți nevoia să scrii, scrii. Cred că trebuie să aloci și timpul necesar. Dar sunt și momente, asta vreau să zic, în care nu poți să scrii. De-abia acum, după, acum sunt la a treia carte, vă povestesc imediat, am înțeles cum scriu scriitorii. Eu mă gândeam așa că te așezi, am și citit o mulțime de cărți despre asta, te așezi și scrii cartea respectivă. Ca nu și o compunere, ai o temă... Da, o compunere mai lungă, să zicem. Ei, nu-i chiar așa. Cred, n-am scris încă un roman, dita mai roman, ca să-mi închipui cum aș ține în mână ca scriitor nu știu câte personaje și intrigi și așa mai departe. Deocamdată scriu sub impulsul emoțional. Eu scriu ce cred și ce simt. Ei, dar am început să înțeleg pe scriitor. Nu pot scrie oricând și oriunde. Trebuie să... Ai o muză? Poate, da, și o muză și nu găsesc cuvântul. Trebuie să-ți vină să scrii.
Trebuie să simți treaba asta. Ei, și atunci am scris despre copilărie. A doua carte, am avut o cititoare care mi-a spus că n-a putut să o citească pentru că trecuse recent printr-o operație și nu a putut să o citească și, mă rog, este o experiență de spital. Deci vă referiți la Dimineață pentru tot. Da. Da. Unul din medicii care a citit-o a zis că titlul este ușor nedrept, pentru că Dimineața nu vine pentru toți. Eu am vrut ca eroina mea să trăiască și să fie bine. Probabil că v-ați gândit că dimineața ne trezim într-un anume fel, suntem plini de viață. Nu când ești în spital. Nu când ești în spital, bun. Da, și acolo te trezești cu gândul că ți-e bine de vreme ce te-ai trezit. Da, este un alt tip de carte. E bine să se știe ce se întâmplă în spital. Și a treia, acum este sub tipar, e proaspătă și o aștept cu drag. E o carte pentru copii. Se numește... Deci aveți mai multe, da. Adică da. Pentru mai multă lume, pentru mai mulți cititori, da. Se adresează, nu doar unui anume cititor. Da, nici cartea despre copilărie n-aș trece-o la carte pentru copii, aș trece-o mai degrabă la nostalgia copilăriei. Ei, cartea pentru copii se numește Ce frumos râd zmeii când râd. Și vă mărturisesc că acolo chiar am uzat de fantezie. Dacă aici în primele două mai erau povești pe care le trăisem cu siguranță și sigur nu 100%, dar în rest am adăugat și o ușoară fantezie, la zmei și la întâmplările de acolo a trebuit chiar să fac uz de toată fantezia de care m-am simțit atunci în stare. Mi-a plăcut, m-a deconectat. Chiar. E frumoasă copilăria. Da. Cred că e frumoasă inocența. Și în ziua de azi evit lucrurile urâte, dramele, lucrurile urâte în general, pentru că mi se pare că ceea ce nu văd nu există. Și prefer să păstrez așa nu știu, puritatea aia, e mult spus puritatea, să nu știi măcar. Cred că e un semn de egoism. Da, dar știți că foarte mult sapă să afle, să... Nu pot să... Sigur că mă interesează toate cele de pe pământul ăsta, dar nu până la a săpa chiar la rădăcini. Poate câteva lucruri care m-ar fi interesat, dar în rest nu... Cum decurge o zi din viața dumneavoastră? Am descoperit ce înseamnă să ai zile liniștite. Mă scol mai târziu, beau cafeaua și citesc, scriu dacă vreau și neapărat, și recomand treaba asta, 2-3 ore mă plimb. Și văd oamenii și stau de vorbă cu oamenii. Aproape că nu există sentimentul ăla de solitudine, pentru că e un oraș în care toată lumea știe pe toată lumea. Și de la bucuria întâlnirii, de la schimbul de micile bârfe ale orașului până la urmă, de ce s-a mai făcut, ce nu s-a făcut, de evenimente, iar în rest particip. Îmi place foarte mult teatru. Aproape că nu există reprezentație la care să nu merg. Merg la expozițiile de pictură pentru că nu sunt specialistă, dar îmi plac culorile, v-am spus, îmi plac culorile și îmi plac oamenii. Am rămas prietenă cu mulți dintre ei și îmi place să-i văd. Of, nu știu, când nepoțelul meu este aici, mă ocup și de el, cartea cu zmei este dedicată. Trebuie să o spun, este întru totul dedicată și uite așa, televizorul îți ia câte o bucată bună din zi și pentru că îmi plac poveștile, mă mai uit și la seriale, sunt uimită de unele obiceiuri turcești, acum mă interesează foarte tare
Mulțimea foarte tare, mă uimește, mulțimea de cuvinte din limba turcă care au pătruns în, nu acum cu serialele, da, care s-au așezat ele frumos în limba noastră, noi am fi jurat dacă că erau că sunt române și nu sunt așa. Ei, nu știu, trece, foarte tare trece timpul. Probabil că dumneavoastră a spus că vă plac plimbările și să mergeți la evenimentele culturale care au loc în fiecare... Nu, de-a lungul... Sunt multe, da, e un oraș în care sunt multe evenimente. Da, dar probabil că tinerii spun, nu avem timpul necesar. Păi asta am spus și eu la început, că am învățat mai nou să văd ce înseamnă o zi liniștită. Adică ne sfătuiți pe noi, cei tineri, sau să încercăm să ne facem, da, timp, măcar o dată pe săptămână, da, să alocăm câteva ore din timpul nostru să facem și altceva, da, decât ceea ce este impus, serviciu, casă, familie. Întotdeauna este ceva impus și în ziua mea liniștită sunt lucruri care sunt impuse, nu știu, nu vreau să intru în amănunte, dar sunt lucruri pe care trebuie să le faci, dar tot trebuie ăsta pe același ton este și ceea ce faci cu viața ta, adică trebuie să-ți găsești un rost, altfel nu știu. Trebuie să faci de toate și în momentul în care te limitezi așa la gospodărie, la copii, la nu știu, la lucrurile astea care oricum să încercăm să nu ne plafonăm. Da, da. Da. Și să nu pierzi contactul cu realitatea, nu cu televiziunea, cu realitatea care ne înconjoară, și cât de cât să fii în ton cu ceea ce se întâmplă nou și să ții pasul. Mă disperă câteodată gândul că totul avansează așa de repede și că rămâi în urmă. Nu știu cum va fi lumea peste câțiva ani, uite, ne vom vedea întâlnire, dar cu siguranță. Da. Cât de mult contează pentru dumneavoastră să faceți ceea ce vă place? Totul. Sigur că pare așa aiurea să zici eu fac doar ce-mi place. Nu, nimeni nu face doar ce-i place, dar trebuie, fiecare avem, de la mici colecționari sau, nu știu, până la mari artiști, până la oameni obișnuiți care nici nu știi ce talente ai, apropo de, fiecare face ceva care îi place, trebuie neapărat, ești om, ai un suflet, ai o, să ne facem bucurie, uite, am zis deodată, am spus-o și mai la începutul emisiunii, fără bucurie nu există, cu toate greutățile, cu toate amintirile, cu toate gândurile că iese, că nu iese un lucru sau altul, rămâne bucuria lucrului împlinit și asta e deja un șablon, dar așa este, și bucuria asta de a te vedea om între oameni. V-ați dorit să faceți ceva și nu ați reușit? În general le-am trăit, e urât să spui, le-am trăit pe toate. Nu m-am gândit la asta, uite, acum am că m-am apucat și de scris, nu știu. Fac și croitorie, colorez, nu luați altfel, deci îmi plac culorile. Mi-am pregătit vopsele și pensule ca să mă apuc de colorat, sau de pictat, Dumnezeu știe. Nu știu ce n-am făcut. Îmi place să gătesc. Sunt o mare mâncăcioasă. Trebuie să recunosc că citesc tot despre diete, despre nutriție, de tot. Citesc. Sigur că fiecare le interpretează și în felul lui și toți avem impresia că asta știu eu, că e mai bine așa. Nu am nimic, uite, nici nu pot să zic ce aș putea să-mi doresc special în această secundă, nu. Sunt un om fericit. Foarte bine. Și dacă tot ați spus că sunteți un om fericit, ce înseamnă fericirea pentru dumneavoastră? Păi tot ce am spus, bucurile astea mărunte. Pentru că a spus că citiți expresiile, mergeți pe stradă și poate vedeți oameni care vi se par triști sau da, așa. Sunt. Oare de ce? Of, e greu de răspuns la așa ceva, că
Sunt foarte mulți factori. Oamenii nu sunt la fel, oamenii nu trăiesc la fel, oamenii nu simt la fel, oamenii au șansă sau neșansă, știu să-și facă viața sau nu știu să-și facă viața. Tinerii poate sunt mai repeziți să trăiască lucruri pe care oricum le vor trăi toată viața. Bătrânii nu mai au înțelegere sau mai au răbdare să asculte nu știu ce. Toate vârstele au și reușitele și nereușitele. Nu știu de ce sunt sau aș ști să vă spun, dar nu-i nici locul, nici timpul, nici... probabil că viața îi îngenunchează pe unii. Apropo de curaj, trebuie să ai tăria să te ridici. Nu-i plăcut. Și nu cred că există, apropo de romanul vieții, nu cred că există careva care să nu fi trecut printr-o traumă, printr-o durere, printr-un... Nu știu câtă putere ai să ieși din. Oamenii pe care îi văd pe stradă, excluzându-i pe cei cu dizabilități, pentru că acolo poți să înțelegi. Oamenii sunt preocupați, fie de bani, fie de, nu știu, de lipsa locurilor de muncă. Poate n-ar fi așa de importante. Nu, dacă l-ar avea sau dacă și-ar găsi un rost undeva, poate că cu siguranță știu și ei să râdă, să se bucure, să se... Nu știu, și mai este ceva. Dacă îți creezi așa un fel de a fi morocănos, dacă te scoli dimineața și zici, va, iar plouă, iar ninge, iar, nu știu, completați cu ce vreți, ți se imprimă așa și fața, și gândul, și viața, și transmiți, aia nu-i bine, aia nu-i bine. Așa, rămâi așa cumva închistat într-o postură care poate nu te caracterizează. Nu, poate că dacă sapi, că ați zis că dacă sapi, o să descoperi un om teribil de bun, volubil, dar poate și mai este ceva. Știți ce mă impresionează? Singurătatea. Da, pentru unii îi spun că este foarte grea singurătatea. Păi ăia mă impresionează. Nu știu dacă există chiar așa singurătatea. Trebuie doar să știi să vorbești cu oamenii, să te apropii, să nu-ți fie frică. Unii sunt fricoși, unii nu se apropie, unii spun, am văzut și în autobuz, au așa o stare de... O fi, poate că... Nu știu, e greu, de întrebările sunt foarte grele. Dacă nu trec examenul. Îl trecem cu brio, întotdeauna. Cum ați defini femeia? O luptătoare. E clar, după tot ce am spus, nu pot să spun altceva. Nu la propriu. Poți să lupți cu... Nu zornăind din armele, și aici e o chestie figurată. Poți să lupți subtil, frumos, elegant, diplomat. Toată viața noastră asta facem, trebuie să știi să câștigi bătăliile cu demnitate, cu mândrie, cu... Sigur că de multe ori orgoliu nostru mai iese el la iveală, dar cred că această egalitate de șanse, de drepturi, de toate cele, îți dă egalitatea, ți-o dă. Dar trebuie să știm și noi trebuie să o folosești și să... uneori nici nu dă bine foarte tare să te lupți pe față. Nu sunt pentru marile ascunzișuri, dar cred că femeile ar trebui să învețe să tacă din când în când, nu la modul ăla urât, ci înainte de a spune ceva să gândești, să nu fii impulsivă. Păi de asta, că se știe că femeile sunt mai impulsive. De asta am și zis. Nu, e bine să cântărești, dacă poți. Sunt momente în viață și iar zic, toată lumea a trecut, că tot vorbim de acel roman, toată lumea a trecut și prin impulsivități. Doamne, cum este, dă mintea românului cea de pe urmă, dacă nu ziceam, dacă nu făceam, dacă. Sau cum se mai spune... Să fiu acum cu mintea de acum, să fi fost atunci cu mintea de acum.
Nu știu dacă ar mai fi avut farme cu... Ne întoarcem la copilărie, la tinerețe, la multe lucruri nu le-ai mai fi făcut sau nu le-ai fi făcut așa. Dar ăla a fost momentul. A fost vreun lucru scump pe care l-ați cumpărat și pe care sau l-ați achiziționat și pe urmă să fi spus poate că tot am vorbit de minte de acum. Uf, da, arătați-mă femeie care n-a făcut sub impulsul momentului vreo cumpărătură extravagantă, dar ți le ierți, pentru că pe tine te ierți în primul rând și femeile sunt foarte practice și atunci imediat găsești ce să faci cu acel lucru. Sau cum să ieși tu din situație. Se întâmplă. Puterea exemplului, cât de mult contează? Mie îmi place cum mi-am crescut fetele și pentru că îmi place de ele așa cum sunt, cred că am fost un exemplu bun. Un lucru minunat și de apreciat și de un exemplu de luat până la urmă, că foarte multe dintre telespectatorii noștri și telespectatoarele noastre nu se apreciază ei pe ei, în primul rând. Asta e foarte grav. Trebuie să ai conștiința a ceea ce ești și a ceea ce nu ești. Că e clar că nu le poți ști pe toate, dar privind în oglinda ta care este dată de copii și de ce fac ei, îți dai seama că păi ai făcut multe în viață, dar n-ai greșit foarte tare. Că ai fost totuși un exemplu bun. Nu pot să cred că am fost un exemplu rău. Nu pot. Dacă aveți un motto preferat. Îmi place un vers din Blaga. Nu m-am gândit, uite, la treaba asta, dar îmi place și are foarte multe înțelesuri. Risipei se dedă florarul. Deci e atâta risipă în viața asta de frumusețe, de bucurie, de... E așa de profund versul încât mi-e greu și să-l explic. Îmi place. Uite, ăsta l-aș pune ca motto. N-am scris încă cartea pentru risipă. Cuvinte deci risipa aceea frumoasă. Pentru telespectatorii și telespectatoarele noastre. Să fie oameni, să-și îngrijească grădina, vorba lui Voltaire. Să aibă grijă fiecare de el însuși și de cel de lângă el. Și să aducă un strop de bucurie și de frumusețe. Că uneori romanele se încheie mai puțin vesel. Nu întotdeauna un final fericit. Nu, dar ni-l putem schimba. Știți că sunt serialele acelea în care rămâne telespectatorul sau spectatorul să hotărască el ce final. E bine, alege. Hai să alegem finalul frumos, fericit și, nu știu, cred că am spus de 1000 de ori, bucurie. Să ne bucurăm. Oamenii trebuie să se bucure de puținul lucru pe care îl au sau care îi bucură în acel moment. Vă mulțumim din suflet pentru cuvintele minunate pe care ni le-ați transmis și sfaturi, bineînțeles, și de ce nu? Haideți să citim mai mult și să ne contopim așa cu ceea ce autorul a vrut să transmită. Și cum închei eu de obicei, lectură plăcută atunci și chiar sper că măcar un cuvânt, două, să vă pună pe gânduri și să, pe dumneavoastră și pe ceilalți, și să știți că viața parcă e mai frumoasă cu o carte în mână. Așa este, aveți dreptate, întotdeauna am două, trei, cum a spus și nevoastră acolo pe pat. Undeva acolo exact, trebuie să existe. La îndemână. Dragii mei, vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, cum a spus invitata mea, zâmbiți și bucurați-vă de fiecare clipă. Vă urez toate cele bune!